Joi 14 noiembrie, începând cu ora 18, în sala polivalentă din Călăraș, AHC Dunărea Călăraș va juca partida din etapa A10 a 10 din Liga Zimbrilor cu AHC Dobrogea Sud. În acest moment, călărășenii se află pe locul 7 în clasament cu 13 puncte acumulate, iar adversarii lor se situează pe locul 11 cu 7 puncte. AHC Dunărea Călăraș vine după o victorie în Cupa României, obținută duminică 3 noiembrie cu CSM Gidia scor 33 la 24 și o înfrângere în campionat după meciul de vineri 8 noiembrie cu CSM București cu scor final 26 la 27.